Un grup de 55 de credincioși din parohia Sfinții Petru și Paul din Focșani, împreună cu păstorii lor sufletești, părintele Paul Budău și părintele Gabriel Bacoșcă, au mers în pelerinaj la Poarta Sfântă din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Pelerinii au ajuns la catedrală la ora 10 și au fost primiți de părintele Benone Lucaci, paroh și decan de Iași. După trecerea prin Poarta Sfântă, a urmat ritualul penitențial și recitarea Sfântului Rozariu. În toată această perioadă, credincioșii au avut ocazii de spovezi. La ora 11, preasfințitul Petru Gherghel a prezidat Sfânta Liturghie a Pelerinajului. La predică, excelența sa a vorbit despre Dumnezeu milostiv. El este iubirea însă și de aceea în el este prezentă atât iubirea paternă cât și cea maternă. La finalul predicii, preasfințitul i-a îndemnat pe credincioșii veniți în pelerinaj să trăiască faptele de milostenie trupească și sufletească. Credincioșii au trăit cu pietate și emoție celebrarea liturgică, participând activ la citirea textelor biblice și prin cântare. Înainte de încheierea liturghiei, pelerinii au recitat rugăciunea Sfântului Părinte pentru anul milostivirii, crezul și o rugăciune după intenția papei. Celebrarea s-a încheiat cu binecuvântarea preasfințitului Petru, cei prezenți primind indulgența jubiliară.